Salutare tuturor! În acest videoclip vom rezolva exercițiul 3 de la capitolul funcției ce este propus în testul de antrenament numărul 3. Se consideră funcția f definită pe r cu valori în r f de x este egal x minus 4. Prima cerință este să reprezentăm grafic funcția f în sistemul de axe ortogonale x, o y din figura alăturată, adică după ce rezolvăm uh, primii pași și vedem care sunt punctele de intersecție ai graficului funcției cu axele OX respectiv OY, vom realiza graficul funcției pe acest uh, uh, desen în figura deja pusă la dispoziție. Ca să realizăm graficul, bineînțeles, trebuie să intersectăm fiecare axă cu graficul funcției și anume, dacă intersectăm cu axa OX, vom rezolva f de x egal 0. Cum f de x este x minus 4, vom zice că x minus 4 este egal cu 0, ceea ce înseamnă că x este egal 4 iar primul punct de intersecție al graficului funcției cu axa OX îl reprezintă A mare de coordonate 4 și 0. Pentru a intersecta graficul funcției cu axa OY trebuie să calculăm F de 0. Locuim pe X cu 0 și vom obține că F de 0 egal minus 4. Fapt pentru care am găsit al doilea punct de intersecție al graficului funcției cu axa OY de coordonate 0 și -4. Pentru a reprezenta, mergem și căutăm punctul A, numărând pe axa OX, pe abscisă, 4 unități și am găsit punctul A, iar pentru punctul B. Observăm că avem pe ordonată minus 4, adică pe axa negativă a lui OY vom număra 4 unități și l-am găsit și pe B. Ce trebuie să facem este doar să le unim și, bineînțeles, să prelungim și funcția, pentru că graficul funcției nu reprezintă doar segmentul AB, ci este O dreaptă. La punctul B, determină mulțimea soluțiilor inecuației ecuații 1 minus f de a mai mic egal decât f de 4, unde f a este un număr real. Haideți să vedem ce valori poate să ia acest număr real a. Calculăm f de a, respectiv f de 4. Dacă f de x este x minus 4, f de a este a minus 4. Dacă f de x este x minus 4, f de 4 va fi 4 minus 4, adică 0. Și mergem și înlocuim. 1 minus, vom scrie cu paranteza, minus 4, pentru a avea grijă la semnul minus din fața parantezei, mai mic egal decât 0. Desfacem paranteza schimbând toate semnele din paranteză datorită lui minus din fața parantezei și vom avea a minus 4 mai mare egal decât 1. Am uh, transferat a în partea dreaptă a minus -4. Pentru a găsi valoarea pozitivă a lui a, da? Și atunci a este mai mare sau egal decât 5. Deci a aparține intervalului închis 5 și plus infinit. Aceasta a fost uh, soluția acestei uh, probleme, problemă ușoară, care vă aduce 5 puncte. Nu uitați, luați-vă notițe, exersați și repetați și singur după ce ați vizionat uh, videoclipul. urez succes! Uh, spor la lucru în continuare. Ne vedem în următoarele videouri să terminăm testul de antrenament, să vedem care sunt pașii rezolvării corecte a problemelor de geometrie și uh, pentru un exercițiu și un lucru mai aprofundat vom începe și un alt test. Așa că nu uitați, abonați-vă, activați-vă notificările pentru a fi anunțat de îndată ce noi videoclipuri sunt disponibile. 爸爸。Pa, pa.